να με σοβαρέστε σπίραν τρέμα. Ριτζελάτουλε, τσεύεγου κουάουρου μπούερου ριζούκου. Am lăsat să facă pui. Stai. No. Ziceți, mă, o geampara. Ceva prin strâmturi? A, e departe. Mă lovim păratul austriei. 3-2 și unul de acolo. Și cine ziceai că trece azi? Un neamț vine direct de la Viana. A, un mangosit. Treaba lor. Ce ne privește? Ceva străinul ăsta ce... Vorbi și voi, Hiwere, ia, pite. Oh. Schönen Landschaft. Ja, ja, ein schöner Platz. Ursula, es scheint, wir sind an der Grenze angekommen. Vama. Vama? Joschka! Ja? Was ist das Vama? Zoll. Ach, Zoll. Joschka, kannst du Rumänisch sprechen? Ja, ich spreche. Komm hier. Ja. Fragen Sie, was wir tun sollen. Înălțimea sa, domnul Wilensdorf, dorește să știe ce trebuie să facem. Să coboare, să vedem documentele. Die Dokumenten. Ah, Ausweise, ja. Și domnișoara? Guten Tag. Buongiorno. E fiica sau soția? Nu se vede? E băiată? Bitte! Danke, Joschka! Ja? Hab ich nicht gesagt, dass die Balkaner gastfreundliche Bitte. Menschen sind? Ja! Fatima,
signoria. La vita è la merda. Ciao, ma voi cicando, che faccio? Ah, sono facendo io. Vai, vai, come ti chiama? Hilfe! Hilfe! Lass mich! Was wollen Sie? Ich will dich retten! Hilfe! Hilfe! Ha un calendricula, stai ballando! Dentro! Oi! Gata! Oi! J'ai l'honneur de présenter mes hommages à votre Altesse. Enchanté de vous voir, monsieur le consul. Excellence, je suis obligé de remettre à votre Altesse un protest officiel en ce qui concerne l'accident regrettable et tragique qui s'était passé hier à la frontière avec l'envoyé de mon gouvernement, monsieur Wilensdorf, et sa fille Ursula. Je vous assure, monsieur le consul, que nous accomplirons tout ce qu'il est possible pour que vos sujets soient libres. Mon illustre empereur, avec sa générosité sans limite, a décidé de vous offrir une semaine pour trouver les deux otages. Monsieur, je vous en prie de transmettre à Sa Majesté que je regrette de tout mon cœur cette désagréable affaire. Et de l'assurer que vos sujets seront récupérés. Poftim! Ultimatum al împăratului Austriei! Ei, aga, cum să te văd? Cine a răpit? Oamenii frăției ăștia au fost. La prima vedere, dar ce interes are frăția să intre austrieci în țară? O să fie greu, măria ta. Au lucrat cu cap. După felul cum i-au legat, au școală bună. Și atunci ce facem? Așteptăm să intre austrieci în țară să-i primim cu flori? Nici o grijă, măria ta, mă dau peste cap, fac pe dracu în patru să-i aduc legați, da, cu răpitor cu tot. Să joci pe bojocilor! Nigu, cățuie! Cozie. Dreptate și frăție! Dreptate și frăție! Ați auzit, beleaua? Ce belea? Împuternicitul băncilor vieneze, trimis de împărat, a fost răpit cu fica lui cu tot. Fiți cu băgare de seamă, și aici este o nouă ticluire. Dacă se întâmplă vreo dandanan, noi o pățim. Consul austriac l-a avertizat pe Bibescu că dacă într-o săptămână nu vor fi redați steferi și nebătămați, atunci împăratul va pătrunde cu oștile în țara românească. Austriecii abia așteaptă să ne ocupe. Parcă numai ei. Domnilor, asta ne va trage în dărât. Revoluțiunea noastră se va afla într-un impas mult mai mare. Cu cine vreți să luptăm mai înainte? Ce se știe despre răpitori? Există detalii? Daci că au fost vreo 6 inși. I-au dat pe grăniceri cu gaibaracele în sus, i-au legat fedeleș, l-au umflat pe împuternicit cu fisa, cu tot și vale. Și poliția, poliția ce face? Niște cârpaci, niște nei ca nimeni, poți să-i lași fără nădragi. Dar trebuie să facem ceva, să lămurim lucrurile. În spatele nostru va cădea totul. Dacă Vodă și cu ai săi nu sunt în stare să-i găsească pe răpitori, noi trebuie să-i scoatem din pământ, din iarbă verde. Pentru asta ne trebuie un om uns cu toate alifiile. Și de unde să scoatem noi unul ca ăsta? Când Algia are pâinea și cuțitul. Domnilor, ca unul care am lucrat și mă pricep în chestiuni din astea, vă asigur că nu există decât un singur lucru care putem să-l facem. Timpul e scurt. Austriecii abia așteaptă să facă din omul lor un martir. Unde mai puneți că e o femeie la mijloc? Domnilor, și de data asta un singur om ne mai poate scoate la mal. Cine? Cine? Margelatul. Margelatul. Cum e asta? Cum o învârtești, cum o sucești, tot de Margelatul dai.
Bine, domnul, cine este acest individ pe care văd că-l decretați salvatorul neamului? E un om cu o biografie mai complicată. Ce-i sigur e că în tinerețe a făcut parte din trupa mavroforilor care s-au bătut la Drăgășan. Este un om cinstit, nu s-a atins de un galben din aurul boierului Vâlcu. A lui Hârgot. E, aici treaba, să știi, e puțin mai încălcită. Nu, 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 să nu fim nedrepți. Nu, de atâtea ori și-a riscat viața pentru noi. Dar se bate alături de noi. Mă și mir că n-a fost găurit până acum. Bine, bine, dacă îl cunoașteți atât de bine, atunci dați-i mână liberă. Dar știți unde îl găsiți? Timpul este scurt. L-am dibuit noi. Pe la taverna grecească. Devos, ocupă-te tu de treaba asta. Și pe urmă, tu ai mai lucrat cu el. Haide! Haide! Da! Da! Hai! Haide! Haide! Ce torturele ai! Te caută locotenentul Davos. Vino cu mine. Dar ce? Arde dobra? Arde. Gata, mă. S-a spart bâlciu. Acolo. Au fost răpiți doi austrieci trimiși de împărat. Un bancher cu fiică sa. Și ce treabă am eu cu ei? Trebuie să-i găsim în 6 zile, altfel austriecii dau buzna peste noi, vezi, doamne, să-i găsească ei. Ca și cum noi n-am putea să o facem. Să o creadă ei. Ce e asta? Domnul Davos m-a rugat să vă aduc un anason. Aha. Scuzați. Parcă v-aș cunoaște de undeva. Să poate. Mă iertați. Unde au fost răpiți? La graniță. Trebuie să ajungem la locul crimei. Dar cum ajungem noi acolo? Uite aici o letră de trecere cu parafa lui Vodă. O am de la marecica Ghica, vară mea. Cu ea puteți trece oriunde. Și la postul de graniță. Nu uitați, n-aveți în față decât 6 zile. Toată lumea se grăbește. Am ajuns. Uite, ăsta e punctul de frontieră. Este mea, Ziu! Oh. Înapoi cu gă! Urs! Urse! Hai că-s furioși. Stai, care ești, bă?
oamenii Măriei Sale. Documentul. Ia mâna. Nu-i de nasul tău. Cheamă-l pe șeful vostru. Trăiți, permite să-l aportez. Oamenii Măriei Sale. Să trăiți, să trăiți. Suntem oamenii Măriei Sale. Parcă am mai văzut eu unii trecând ca dumneavoastră pe aici. Pe aici trece multă lume. Da. Din moment ce aveți sigiliul Cancelariei Domnești, cu ce vă pot fi de folos? A dat pe cai și dă-le fân. Vino după mine. Am auzit că ați avut pe aici o daravelă cu niște persoane nemțești. Au cercetat și cei de la agie. Să veniți! Povestește. Și mai ales, arată-mi tot. Ne-au luat pe surprindere. Ăștia care erau afară, jucau așice. Vreme bună, pace, liniște. Când colo se arătară niște oia în sutane negre. Pe mine care controlam registrele, m-au luat, m-au legat fedeleși, mi-au pus călușul în gură și m-au aruncat în supat. Niște lotri, numai puși și cuțite, ca fiarele. Pătântălăi ăștia-i mei i-au aruncat în groapa cu var, iar palții i-au îngropat în supaie. Bine, bine. Dar dumneata pe cine bănuiești? E, pe cine? Pe căuzași. Dar să mă ierte Dumnezeu, erau îmbrăcați ca domniile voastre. Dar cum vrei să fie îmbrăcați? Ce, vulpea merge la vânat? În pielea goală? E. Sau vrei să fie îmbrăcați în poteră? Degeaba căutați. A plouat, a bătut vântul, urmele s-au șters. Ce cauți, buză? Ziua de ieri? Aici a avut loc lupta cu răpitorii. Ei, ce zici, ce miros am? Că iepurile fricos, știa? Dacă ești deștept... După câte știm, bărbatul răpit era însoțit de o femeie. Nu știți, avea ceva la gât? Permiteți să raportez. Da, parcă domnișoara avea mărcele de peruzea. De peruzea? Și altceva? Nu știu. Drept! Bă, care ați găsit, mă, vă, peruzea? Ieși, mă, cu ăla la port! N-au găsit nimic. Bă, pe loc, rebaut. Încotro duce drumul ăsta? La Seaca. Seaca, ce e asta, mănăstire, sat? Un sat. Aha. E vreun han prin apropiere? E, da, până acolo spargi patru cai. Al drum? Al drum nu mai e. Rămânesc cu bine. Dă-mi scrisoarea asta. O să mai-mi trebuiască. Trăiți. După mintea mea proastă, ăștia n-au mers cu trăsura bancherului până în locul unde i-au ascuns. Unde dracu ar putea fi? La asta mă gândesc și eu. Trebuie să o fi cotigit pe aici, pe undeva. Da, unde? Bravo, bă! Om de șapte palme în frunte. Unde scui pe un sat, mergi omoară, la mintea cocoșului. Bă, tu să știi că nu ești prost de pomană. Ia cască bine ochii. Mă, tu vezi ce văd eu? Pădure și niște căpițe. Da. Tu dacă ai fi furat, unde ascunde? Păi, s-o luăm pe dește, unu. Ei au venit cu altă trăsură, iar pe-a neamțul i-au pitit-o pe undeva pe aici. Așa, doi. Doi. Doi... Doi... E, las că spun eu. Un șoprun e pe aici, prin apropiere. În pământ n-au putut să o vâre. Și atunci? Și atunci trei, mă, buză. I-a ascuns acolo, uite, în căpițele alea de fân. Ăștia i-au scos-o, caia i-au fugărit și-au roit-o. Adică o spăla putinica. Hai. Să rămână, părinte! Dacă vrei, dumneata, neca, pavnute și maica, filoftea, dumneata, bădișoarule... Așa să fie! Căutați, căutați pe cineva, părinte? Pe dumneata, bade. Am venit să-ți facem o pomană. O pomană? Ia stai. Cum îți zice?
Păi e Gheorghe Scripcă. Ba, de Scripcă, ia de furca asta încă. Uite-o! Hai, comedie! Ce zici? Hai, să încercăm să-l scoatem de aici. Hai! Acum cu broaște și trăsuri, dar mănânc pe ala Carpaților. Hai, da! Hai, da! Așa! Haide, băi! Hai! Așa! Ei, este că am scos-o! Deșteaptă, fată. Cât sunt eu de călugăr, aș lua-o de nevastă. De unde a trecut, a lăsat o urmă. De-asta vă și eu. Ba niște peruzele, ba o sculă muierească. Și ce să fac eu cu aia asta, păi? Lăsăm neatale pe omană. Nu ați găsit-o, luați-o dumneavoastră, eu nu... E, atunci du-te la vreun polc de soldat, spune să aducă niște cai și să o ducă la primul post. Ia ca belea, ona. Poterea! Vezi că nu o să tragă noi, vor să ne prindă vii. Cred că noi am răpit austrieci. Îi trag după mine și ți-i aduc în gura pistolului. Te aștept la măseaua stricată. Haia! Haia! Să nu vrea sus, bântufe! A fugit cu ușa! Dar uite-i scalul, singur! Uite-l! După el! Dacă viu că-l vine-n A sosit consulul austriac. Da? Cum arată? Furios? Impasibil? Impenetrabil. E cel mai bun cuvânt. Atunci poftește-l. Je vous en prie, Excellence. J'ai l'honneur de présenter mes hommages à votre Altesse. Enchanté de vous revoir, monsieur le consul. Je m'en doute des problèmes pour lesquels vous avez demandé l'audience, mais je vous assure que toutes les précautions ont été prises pour trouver les deux otages. Je vous remercie pour l'attention que vous prêtez à cette désagréable affaire, mais je suis obligé de vous rappeler qu'il ne reste que 4 jours jusqu'au terme établi. Monsieur le consul, je vous assure qu'à l'heure et au jour qu'on a établi, vos sujets seront libres. Permettez-moi de me retirer. Que
Cheamă-l pe Agă. Ei, poftim, domnule. L-ai văzut pe consul? A venit să-mi aduc aminte că mai sunt doar 4 zile până la expirarea termenului. Până la ziua fixată. Spune-mi, ai am dat de știre ceva nou vitale? Măria ta, am trecut ca prin strecurătoare toate barierele. Am intrat în toate casele suspecțelor. Atrag atenția că joci capul. Asta nu e o chestiune cu care se glumește. Spune-mi, pe cine bănuiești? Casele frăției au fost cercetate cu discreție, dar am anunțit nimic. Oamenii mei urmăresc pas cu pas. Nu se mai întrunesc. Se pare că izbucnirea răzmeriței a fost amânată din cauze care îmi scapă. Totuși, ziarele franțuzești, nemțești și italienești dau ca iminentă știrea răscoalei. Domnilor? Măria ta, suntem trimiși poporului și dorim a vă înainta cu respectoase omagii o petițiune proclamație în care sunt expuse toate doleanțele națiunii în 35 de puncte. Vă cerem îngăduința de a le cerceta și a ne da un răspuns. Credeți că un asemenea document de atât de mare importanță poate fi cercetat și găsit o soluție într-un timp atât de scurt? Noi nu vrem să dăm foc țării. Mai ales în împrejurarea de acum, când o amenințare din afară ne primejduiește soarta. Nădăjduim că în înțelepciunea mării voastre veți cerceta cu atenție aceste rânduri și veți da un răspuns pozitiv doleanților noastre. Domnilor, îmi pare foarte rău, dar în împrejurări ca acestea, când mă supuneți unei presiuni morale, nu vă pot da un răspuns. Vreți să spuneți că ne cereți o păsuire? Nu e vorba de păsuire. Vreau să vă amintesc că acțiunea voastră pune în primejdie însă soarta țării. Inamicii noștri nu sunt puțini. Abia așteaptă acțiunile voastre nebunești, pe care le hrăniți cu manifestele voastre, cu îndemnurile voastre, cu scoaterea mulțimii în stradă să le dea apă la moară. Vă luați o mare răspundere. Sângele ce va să curgă va cădea asupra capetelor voastre. Atât am avut de spus. Din această clipă, dumneavoastră vă luați o mare răspundere. Azi e luna oierilor, poate începe în săptămâna cu bine. Când zici că mai e până la hanul ăla? Să tot fie. Uite, vezi pâlcul ăla de pom de acolo, de la Sfințit? Da. Acolo, știi cum îi zice la hanul ăsta? Nu. La dracu și cele 7 călugărițe. Ai obosit? Ei, mai obosește omul, dar mi-o sete... Ascultă-mă, țică-mă. Eu am botezătorul, numai odată s-a botezat. Mă, mintea, dacă ar crește pe toate gardurile, ar paște-o și măgare. Destul cu harțagurile, destul cu muierile. Timpul-i scurt. Haida. Haida! Jupânie și afară, ca da. Te oaspeți! Poftiți-i bine ați venit! Nu, călătorul îi șade bine cu drumul. Dar pe dumneata parcă te-am zărit pe la da. Boier Vâlcu. Dar cum de te pripăși pe aici? Păi, mata, nu știi că Boier Vâlcu a dat ortul popii? Uh-huh. L-am bocit când l-am bocit și pe urmă mă încurcai și eu cu românul ăsta. Uh-huh. Că de? Trebuia să trăiesc eu, nu? Ai poftit, intrați, nu, intrați, nu, că nu rămânem peste noapte aici, suntem grăbiți. Pe dumneata aș vrea să te întreb ceva. Da. Ia spune, ai lipsit de la Han săptămâna asta? Unde să mă duc, păcatele mele, în pustietatea asta? Dar de ce mă întrebați? Că m-a mai întrebat unii. Sunteți și voi de la Agie? Mai de sus. Tu! Poftiți! Poftiți! Intrați! Ia poftiți! Poftiți de, intrați! Poftiți! Așa. Poză! Poftă! Spune tot. Păi ce pot să vă spun? Le-am spus și eu lor de la Agie.
Pe aici n-am mai trecut în ultimele zile decât niște români, ca dumneavoastră. Taci, aveau pelerine, niște de-aia comedianți. Băieți subțiri, se vedea bine. Dar de unde știi că erau comedianți? Băi, unul cânta, singură, unul cânta foarte frumos. Avea o voce, dar tremurau geamurile. Cum îi chema? Păi da, vorbea o limbă, nu am uitat. Avea un nume străin. Taci! Italienești. Da, Fanfalone. Poate Gonfalone? Aha, așa, Fanfalone, Gonfalone, Fanfalone, tot aia e, da. A băut ca la potop. Dacă nu închideam pivnița, mă lăsa fără vin anul ăsta. Fostul bărbat, alagatei. Cam bețiv? Taci! Taci! Și erau singuri? Da, de unde? Taci! Cu ce au venit? Au venit călării. Taci! Păi era și o trăsură. Și cu trăsura asta ce-i cu ea? Eu nu mi-am vârât nasul, că m-ar fi luat în scurt, dar am șoptit muierii să tragă cu ochiul. Și-am tras. Ce? Păi în trăsură era un domn și o fătucă. Mă scorodeau pe nemțește, pe semne ca să nu înțeleg eu, că la noi trec toate națiile. Acum, de când pot eram pânzit țara, țipenii. Taci! Olo, asta uitai să le spui alora de la acie. Ce ai uitat? Păi după ce le-am dat să mănânce ălora din trăsură și au vrut să coboare și ei de ca oamenii sau să se spele, îl de-i păzea, al cincilea, nu i-a lăsat. Și de ce nu spusești fă până acum? Păi nu spusei, fiindcă acuș mi-a dus ei aminte. Așa. Ha. Și? Păi asta-i. N-a ca mai fost ceva. Ce? Puh, că și eu uitai să o spui pe asta ălora de la agie. Ce? La vreun sfert de ceas după plecarea lor, a mai picat o muiere într-o trăsură. Asta era Agata. Nu se poate să nu fi fost amestecată. Vă mulțumesc. Dacă mai trece careva pe aici și vă întreabă, să vă țineți gura, că de nu se supără Maria sa. Vai de vai. Noi, vai, păcatele noastre! Ăsta e singurul drum? Singurul? Singurul! Dar mai încolo nu-i vreo răscruce? Ba da, peste deal, taci, taci! Și dacă o țineți așa, pe drumul Bucureștilor, preț ca la un ceas, pe dreapta, dați de conacul Ușuțu. Conacul Ușuțu ai spus? Da, și cum sunteți fețe și mandicoase, precis vă oprește să noptați acolo. M-am lămurit, e limpede. Ăsta e conacul Aspasiei, sora Agatei. Dacă dăm de ei, mâine bem cu vadra, hangiule. Hai, buză! Vă așteptăm! Vă așteptăm! Cu bine! Cu bine. Hai, mă, țică, să dăm bice cailor, că ne apucă noaptea și bușbuim ca orbeții. De ce taci? Ce, te-ai potignit acum la mal? Hai, mă, vă așteptăm! Hai! Nu e nimeni pe acasă? Aha! Bună seara, frumoasă! Bună să vă fie inima! Doamna Aspasie e acasă? Dar cine sunteți domniile voastre? Suntem niște prieteni ai domniei sale. Am vrea să poposim aici. Mâine dimineață plecăm la București. Da. Dacă spuneți că sunteți prietenii Coniței, poftiți înăuntru. Bucuruza! Vine repede să iei caii băielor, că rămân aici peste noapte. Poftiți. Hai, poftiți. Poftiți înăuntru. Să vă dau ceva de mâncare, un lighean să vă spălați, că sunteți cam înfuțiți. Pârguită, pârguită. Acum cade din pom. Floricico, nu-i așa că te cheamă Floricica? Ruxandra mă cheamă. A, nume de domniță. Ruxandra o chema și pe fica popii de la schitul maicilor. Hei, cum a fost? De-abia mi-am strecurat prin oraș. Ce? Eu ți-am făcut treaba. Bravo, Rada, să știi, ostatecii sunt la loc sigur. Uh-huh. Când crezi că poți să-i negociezi, îmi spui și mie. Uh-huh. Dar eu, din treaba asta, cu ce mă aleg? Cu ce mă aleg? O să ai bani să-i întorci cu lopata, n-avem nicio grijă. Așa ai spus și data trecută și am rămas afif, săraci fără nicio lețcare. Nu știu dacă nu fac rău spunându-ți ceea ce probabil că știi. Austriecii se hotărât să intre cu trupele în țară ca să vă zădărnicească vouă treburile. Asta e o chestiune care îi privește pe austrieci. O chestie militară. E bine,
Eu mă ocup de partea diplomaticească. Și încă în secret. Uite ce e. Termină cu minciunile astea cât suntem între noi. Dacă vrei, minte pe alții. La drept vorbind, m-am băgat torbește în afacerea asta. Vrei să-mi deslușești și mie rațiunile acestei răpiri? E bine. Nu știu dacă fac bine dezvăluindu-ți un secret. Dar cum te bucur de întreaga mea confiență, am să-mi dau drumul la gură, șerii. Cei pentru care lucrez sunt gata să dea 20 de milioane principatelor pentru înființarea unei bănci naționale. Nu mă pricep la politicie, dar crezi că boierii români vor fi de acord? Și mai ales că uzașii? Bineînțeles că nu vor fi. Dumnezeu să ne ferească pe amândoi. Dacă află frăția, ne pune pielea în băț. Ăștia nu se joacă. Fă-mă numai să înțeleg un lucru. Ce ai de gând cu statecii? Îi omori sau tratezi la schimb cu ei? Jocul ăsta e ceva mai complicat, Sherry. E frică. Ce pare stuiri, percheziții sau mi-e frică? Oh. Pasion, Sherry, pasion. Ești cu troia nouă, ești cu troia nouă. Peruzele, îți plac? De unde le-ai? E, de la o nemțoaică. Nu-i așa? Cât frumoase? Sunt frumoase, dar mai frumoase. Stai, stai cu mine. Ține. Ține. Uite ce avea Turturica în gușe. Da, din colierul nemțoaice. Aha. Ce mai zice? La început mormânt, pe urmă și laptele care l-a sub de la masă. Agata i-a dus aici. Aha. Au dormit aici o noapte, a doua zi au plecat de dimineață. Spre București. La București. Și ce mai zice? Mai zicea ea multe, dar omul mai trebuie să și doarmă. Maria, vezi cine mai pică pe capul meu? Sora dumneavoastră, domnița Șuțu. Bonjour. Ce-i cu tine, surioară, la ora asta? A? Stai. Stai puțin să-mi trag sufletul. Dăm ceva, un șerbet, o apă rece. Maria, un șerbet din cel rol și apă de la pus. Da, doamnă. Spune. Ai oaspeți? Tu sper de ceas aștept pe cineva. Ai fost pe la mine, pe la conac, zilele astea? Da, de unde știi? Ilie Grăjdarul a călărit toată noaptea între aici ca să-mi spună că după ce ai fost acolo tu și Gonfalone și niște străini și vreo câțiva vlășgani, probabil de la vreo vânătoare. Așa? Au picat doi inși, zicând că-s prieteni de-ai tăi. Când asta? Aseară. Ce prieteni? Nu și-au dat numele? Și-or fi dat ei, numai că toanta aia de servitoare, aia era de muscă. Și-a pierdut mințile după unul de-i zice buză... Buză de iepure? Da, așa. Și... celălalt? Celălalt? Mărgelatul. Ilie Grăjdarul? Lasă-ne singure. Spune. Ilie Grăjdarul a tras cu urechea, e spionat. Tocmai asta m-a speriat cel mai tare. Căutau ceva, am alergat într-un suflet să spun. Să nu fie vreo borobață de-a ta. E boroboață. Ce borobați? Păi parcă numele ăsta de buză de iepure ți-e cunoscut. O vechi slugă de-a mea, de-asta nimerit pe acolo. Și celălalt? Da, miros eu cine e. Un hândrălău și ăla.
Asta e casa Agatei. Uimă dragostelor sale. Joci în seara asta la Momolo? Joc, ce să fac? Câștig și eu o pâine. La băile metalice ai mai fost? Când să merg? Nu văd capul de treburi, nu pe acolo. Pe ușa din dos. Da, pe cine aștepți? Dersană simandicoasă. Ia spune-mi, Petroianov, îl mai supraveghezi? Ăsta este cel mai periculos. Cum nu? Ziua și noaptea oamenii mei îi pândesc orice mișcare. Da, 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 da. Deși se află sub protecția mea, te sfătuiesc să nu-l pierzi din vedere. Pe cine mai suspectezi? Pe muierea aia, pe Agata Slătineanu. E omul meu, dar lacomă de bani versatilă cum e, în stare să facă orice joc. Până acum a fost amestecat în toate intrigile. Are o sumă de relații cu diplomații, cu banchieri, cu negustorii bogați din București, dar are și strânse legături cu derbedeii, cu păduchioșii care sunt ca niște șobolani. Lasă șobolanii! Asta nu-i treabă de șobolani. Mă tem să nu fie mâna lui Mărgelatu. Ăsta ți-a cam încurcat tițele în ultima vreme. Am pus caraulele și pe urmele lui. Nu-mi scapă. Să nu știi niciodată unde ajunge și cum ajunge. Plasa mea e foarte deasă. Nu se poate să nu-mi cadă un crăpcean în gheară. Nu uita că ai la dispoziție doar 4 zile. Asta nu e mult. Scormonește și la circaria aia. Ăștia umblă prin toată țara. Știu multe. Trage-i de limbă. Circul Tibor! Asta e! Mergi cu mine la agie! Am spus, mergi cu mine la agie! Nu te împotrivi! Vă atât mai rău pentru multe dacă te împotrivi! Dar eu sunt un daumatur! Eu sunt magician! Dar cum e posibil să mă bruscați? Înseamnă că nu mă respectați suficient? Asta e? Asta. Lăsați-mă cu el. Singuri! Am onoarea. Spune, mi-ai umblat mult prin țară. Nu poți să-mi vinzi o urmă ceva lui Mărgelatul ăsta? Mărgelatul? Nu te preface că nu-l cunoști, că-l cunoști. Pe onoarea mea că nu știu nimic. Aș putea să te țin aici 10 zile fără apă și fără mâncare. Păcatele mele. Dar n-am să o fac. Am să te eliberez. Vă mulțumesc. Dar dacă vreodată îl întâlnești și ai vreo știre despre el, despre Mărgelatul ăsta, spune-mi. Pardon, un artist, un magician ca mine, nu poate să facă asemenea infamie. Poftim? La dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc, oameni buni! Profesorul Aurică vă mulțumesc! I-am spus acelui domn, o fie ministru peste poliție, dar eu domnesc peste spirite, sunt taumatur, magician. Înainte de toate, respectăm legile, dar să respectăm și pe artiști. Și-a lucru. Am ales mijlocul acesta deoarece casa mea este supravegheată de poliție. Ca să mă urmărească agia călării ar fi ridicol. Sper că ai luat toate măsurile necesare pentru ca ostatice să nu poată evada. Uiți că ei sunt zelogul care mă asigură că n-ai să mă tragi pe sfoară. Dacă te interesează, chiar acum mă duc să-l întâlnesc pe Fuat. Turcii au nevoie de bani. Ultimele războaie au costat cam mult. Condițiile sunt aceleași? Evident. Iată că ajungem. Trăsura mea stă la dispoziție. Ne mai vedem. Și nu uităm. O bună pază a ostaticilor îți va asigura ceea ce visezi de mult. Dar Mărgelatul și Buză de Iepure sunt pe urmele noastre. Se anihilăm. Da, da, trebuie să angajăm niște briganți. Și ce mai aștepți? Ei... Ce mai aștepți? Mon cher, asta costă? Scumpul mai mult păgubește. Dă-i drumul! Mesomaj. Vă rog să... Vă scuzați că vă primesc aici, dar știți că zidul la urechi. Oh, v-ați gândit foarte bine, foarte bine. Nici eu nu am încredere în servitori. Majoritatea sunt oamenii poliției. Spuneți-mi, vă rog, știți ceva în plus în legătură cu răpirea reprezentantului băncii austriece și a fiicei sale? Bucureștiul este plin de știri false. Dacă îmi permiteți, povestea asta nu mă interesează. Spuneți-mi mai bine, vă rog, afacerea noastră rămâne în picioare? Fără îndoială.
Numai că în împrejurările acestea, problema devine cam delicată. Dimpotrivă, am câștigat timp. Da. Cine seamănă primul, ăla culege. Noi trebuie să subvenționăm băncile românești, nu austriecii. Sunt în măsură de a lua hotărâri ferme. În acest scop aș fi sosit aici trimisul sultanului, excelența sa, Chiamil. Aș mai avea o întrebare. Procentul meu rămâne același, de 20%. Oh, ai mai mai vort. Știți, datornici sunt slujbi mai credincioase și mai docile decât cei supuși cu arme. Potera, am pânzit tot orașul. Aga Vilarai în panică ca și Vodăbibescu de altfel. Mai așteptați un timp, nu v-aș sfătui să ieșiți acum în stradă. Vremurile sunt tulburi, trebuie să stăm cu caii pregătiți ca să o ștergem la timp. Atâta timp cât lucrezi cu noi, te apăr Allah și sultan. Aceasta e voința poporului! Voința poporului e sfântă! Stai ce-ai drept că te-am văzut la soarea aceea, era bel. Exagerați-mi, moșer, exagerați-mi. Cât erau ei de negustări, nu le-au părăsit. Astăzi suntem în a cincea zi, dacă nu mă înșel. Tot mai cotoiește pe aici, pe acolo. Mai aveți numai două zile înainte. Sunt mânășițele. Nu mai jâne încălărate, de parcă ar fi de parat. Frumos joacă fetele alea. Nu te credeam, amator de jocuri englezești. Suntem și noi în pas cu moda. Totuși să nu stai pe avere în zi, poate să-l fie învechi. Să rămână șițele. Băi, Fanache, cam a fanusit. Nu mai vorbe și lefuită. Mă ierți, tinere, am ceva a discuta cu doamna Agata Slatinea. Băiete, două halbe la masa rezervată. Dar la să rupem de mâine. Ce zi încântătoare! Soare frumos, fetele astea tinere. Da, e adevărat. Hei, craiule, știi să trăiești. Parcă dumneata nu știi să trăiești. Cine a dus jocul ăsta în București? Fata consulului englez, o snoabă. Și fetișcanele astea ale noastre din protipendadă, base franțuzesc, base englezesc, după cum bate vântul. Dar nu pentru asta te-am chemat. Vreo propunere de amor? La mine nu te pot chema ca să nu te compromiți, așa că aș vrea să las o impresie de galanterie. N-ai mai dat de mult niciun semn de viață. Nu crezi că ar fi cazul să mai șoptești și mie câte ceva? Ce spui? Ce anume? De pildă, ce ai discutat într-o frumoasă trăsură cu domnul Troianov? Oh, domnul Troianov fi un curăr, un om foarte fin. Asta o știu și eu. Dar dumneata nu-ți dai întâlniri de dragoste într-un cupeu. Vrei să-mi povestești și mie despre ce ați discutat? Despre ce să discutăm? Despre ce discută toată lumea în București? Despre dispariția celor doi austrieci. Plusezi. Interesant. Și ce știe domnul Troianov? Domnul Troianov știe ce știm și noi. Adică mai nimic. Mai nimic. Miramaș. Ascultă-mă. Te-am scos de nu știu câte ori din rahat. Puteai să putrezești în beciurile agii de mult, mie să-mi vergi tot. Dacă nu ți-aduce aminte acum, îți dau răgaz până mâine. Ești amestecată până peste cap în toate afaceri de murdare care s-au petrecut în ultimii ani în orașul ăsta. Și acum, îmi permit să mă retrag. Te aștept mâine. Ia să ne dăm noi un pic pe după plop. Trebuie să ne pice ceva în laț. A repetitori. Doamne,
A venit secretarul consului, auzi? Strânge, ia tava repede. Așa. Ah, liber Albert! Vă-s magzu! Uite, uite cum zi. Danke schön. Ne mânzi plaț. Oh, danke. Ai un coniac, ai un cafe? Oh, alles was du mir gibst ist wunderbar. Du bist ein Schmeichler. Warte, bitte einen Moment, warte. Marie, un coniac și niște măsline. Eine kleine Vorspeise. Oh, danke, angenehm. Bitte, näher. Lieber Albert, was gibt es Neues? Was sagen die Leute? Die Leute? Ja, die Leute sind etwas aufgeregt. Die Zeit vergeht. Und was sagt der Konsul? Der Konsul ist auch aufgeregt. Er ist etwas besorgt, die Lage ist gespannt. Ach so. Merci, Marie. Was soll ich singen? Nera, Robert, nera. Danke. Prosit. Prosit. Ein schöner Nachmittag. Ja, Bukarest ist wunderbar im Sommer. Schöne Gärten, alles grün, Vegetation, wunderbar. Lieber Albert, in einigen Monaten wird dein Mandat zu Ende gehen. Hm? Du wirst zu deiner Frau und deinen Kindern zurückgehen. Ja. Hm. Du wirst mich vergessen. Nein. Oh ja. Nein, ich werde dich immer lieben. Ich werde dich niemals vergessen. Hm? Unsere Freundschaft war einmalig, wunderschön. Siehst du, du hast schon gesagt, es war. Lieber Albert, würdest du leiden, wenn ich unglücklich wäre? Du unglücklich? Oh, ja, ich bin in ein unangenehmes Geschäft eingestiegen. Du? Ja, ich bin so unglücklich. Hilf mir bitte. Hilf mir. Ja, ja. Wirklich? Ja, ich verspreche dir. Ich helfe dir. Ich... Îmi plouă în gură după un rachiu. Să nu te miști de aici, că acum se arată porumbița. Ia uite-o pe Agata. La teatru. Dar cine e celălalt? Nu știu. Se duce la teatru Viespea. Ia stai. Ți-aduce aminte ce a spus Angiu ăla? Ei, câte n-a spus ăla? N-a spus că însoțitorii Agatei arătau ca niște comedianți? Ia să-i luăm noi un mancetinel să vedem ce hram poartă. Sorge, dass uns niemand zusammen sieht. Ja, nach der Vorstellung erwarte mir hinter der Theater. Auf die Hände. Wiedersehen. După spectacol te aștept la mine în cabină. Iar mutăm cortul. Făptura, ca un fulger ai tocmit săgeata și acum dorm moaștele maicii. Trist, trist cântă ghitara ei, cerule sfinte, ascultă, ascultă, ține-l pe Iosif, al doilea Traian. Dulce Iosif, împăratul țării râmlenilor, după maică, fii tu tatăl cel mai bun supușilor. Cerule, cerule, sfinte, sfinte, ascultă, ascultă, ține-l pe Iosif al doilea Traian. Ai auzit-o? Iosif al doilea Traian.
și împăratul râmbenilor. Cine e Ghiobu care a scris asta? Un nebun. Unde e Deivos? E aici, ne așteaptă. Hai, păzește. Ce porcărie asta? Cine e nebunul care a scris cu cumănia asta? Un orfanotrop, se spune că e feciorul din Florea lui Petru Sfânt Filodor. Deivos, o clipă, te rog. Ce mai știți despre mărgelatul al vostru? E în București. A dat de vreo urmă? S-ascunde și el de oamenii Agiei. Au împânzit orașul. Au început arestuirile. Ce ne facem? Eu în noaptea asta încep împărțirea armelor. În orice împrejurare e bine ca poporul să fie înarmat. Ne putem aștepta la orice. Funia s-a cam strâns de par. Nu ne putem bizui numai pe mărgelatul. Să mai avem un pic de răbdare. Cheamă-l pe Gonfalon. Acum. Haide. S-a așa obosită. Mehoase! Lasă prostii. Pregătește bagajele și du-le la trăsură. Aha, înțeles. Nu-i nimeni pe stradă? Nici o coadă de pisică. Atunci grăbește-te. Haide, haide. Hai, mai repede, mai repede. Ăla doar așteaptă pe conița întrăsură, nu vă zurăți? Păi eu să-ți spun drept, nici nu mă uit la magazinile cu panică, mă duc cu florile la aplauze, că de-aia mă plătește. Hai, mai repede, mai repede, că mă duc să închid ușile teatrii, hai. Iau și pogon de balig, o lăsat cai ăluia care a așteptat-o pe artistă toată seara. Suspinătorul cu aia gata, că nici am ușe de biserică. Uite aici o peruzea. Na, acum ar fi pun o găinosă. Cu tocăniță n-ar merge. Și cu rechiaj. Hai mai repede că închide la vulturul negru. Ia dați-vă încoace marța foilor. Să rămână la părinții. Așa să fie. Ia uite aici un taler de aur. Ha? Luați-vă un rechiaj. Ia dă peruzea încoace că e a mea. Tu, mă omule. Încă una la șirac. O mărgică din colierul fetei. Aici sunt ascunși. Ia voi, întindeți-o la împărtășanie, că se închide crâșma. Bine, bine, hai. Tu pe sus, eu pe jos. E careva pe aici? Gonfalone! Aruncă pistolul! A, gata. Îmi predai o strategie. Altfel în zori, ai să dormi pe năsălie, la Sfântul Ioan din piață. Găinarilor! Vezi că trag! Ai de zis! Tu le-ai zis că-i mama! Oh, my God!
Ferăte ție. Fericitule, tocmai acum ți-ai găsit! La vita è una merda. N-ai părințele? O dulce petrecanie, fiule. Da. Hai după gata. Ia uite. Ce e asta? Ce să fie, urmă de potcoavă. Dar ce fel de potcoavă? Păi ce crezi că eu am potcovit caiul Sfântul Pavnutie în rai? Unde ai mai văzut tu o potcoavă în formă de treflă? Păi nu știi că eu când am fost mic am căzut în cap? Asta așa e. Te duc la doi papuci, îți dau una la son și îți explica să nu mori prost. Hai! Potcoavă în formă de treflă. Potcoavă de aia nemțească, de Viana. Păi potcoavă de asta o și cai de la fabrica de bere al Opla și eu asta de la Cocoratu. Da, și cai consul austriac. Aia de-i potcovește mangavelea. Să fiu al mamii dacă înțeleg ceva. De ce ai dat lui un taler? Cum mă cap îmi robodit? Chiar ție nu-ți cântă nimica? Nu. N-ai înțeles. Nu. Mă, doar trebuie să te duci să te neci în havuzul lui Mavrogheni. Nu înțeleg nimic și pace. Hai să o luăm de la început, că mintea ta umblă cu sorcova. Bă, tu ai auzit că dacă vrei să ascunzi un lucru, cel mai bine e să-l pui sub ochii celor care vor să-l descopere. Ce și-a zis deșteaptă asta de-a gata? Ia să-i pun pe o statice ăștia tocmai în buricul târgului. Înțelegi? Nu, tot n-am înțeles. Bă, o statice ăștia, de unde vin? De la Viana. De la Viana. Viana asta nu-i nici Craiova, nici Orbeții de Jos, nici Crăcănații din deal, nici satul Gulia. E Viana, bă, adică capitala, zi după mine. Capitala Imperiului? Imperiului? Austria. Bravo, mă! Bă, tu încep să faci progres. Să o lăsăm așa. Până aici e bine. Și unde ar fi cel mai nimerit să fie ascunși doi ostateci austrieci decât în... Viana. Hai de capul meu. Păi cum crezi tu, bă, iepurilă, că o să ajungă doi ostateci în Viana când toate ieșirile din țară sunt păzite de soldați? Pe ce, sunt muște să zboare? Îi poți face pachet să-i trimiți ca pe o scrisoare cu poștalion? Austriecii n-au casa lor aici,
Acum înțeleg. Sunt închiși în consulatul austriac. Exact. Ia te uite, domnule. E, dar cum intrăm noi acolo? Asta e altă mâncare de pește. Hai fuga să-l găsim pe Davos. Abia acum îți dau un anason. Și până una alta, roade asta. Haide! Tântăreilor! Ploșnițelor! Bețivilor! Scursurilor! Derbedeilor! Cine v-a cules după malul Dâmboviței, mă? Cine v-a îmbrăcat în uniforma statului, mă? Cine v-a îngrășat? Giftuiților! Atârnă slana pe voi, ca pe proști de Sfântul Ignat! Unde sunt dosatecii? Raportați! Am scot tot ce peste tot! N-am mai rămas loc necăutat! Din fundoaia până la capătul sapsiei! Am întors șarșa pe lichinamelor de la băile drăgănești! Am coborât în pivniți, l-am bătut pe jumăratul bărbierul! Am băgat în cap butoi cu apă sălămurită pe logofotea proștii! Buule! Unde ai mai căutat? La ciutăria lui Vodă. Fotoborul! Am returnat scaunei de carne, de pantelie, nu mă ne rau, n-am însat fărat în el! De nu mai știe cum îl cheamă! Am ologit doi călugări la căldurășan! Pe ceilalți i-am luat la întrebări, ne-a spus și rotei că-și are mama! Am răscălit poduri, grajduri! Saivane! Șure! Colcini! Porcilor! Cum, mă? Atâția oameni cu creier în cap, nu cu paie! Atâția borfași pe care i-ați strâns de momițe! Cu atâția turnători! Că și în palatul lui Vodă avem urechi! Și voi nu sunteți în stare să-mi găsiți doi vienezi? Mă? Mă, eu vă dau drumul de aici. Da, decât să vă duc încă o dată și să-mi spuneți că iar nu i-ați prins, mai bine vă duceți la pătrunjelul, vă săpați mormântul și vă îngropați singur de vii, marșa vără! Ce facem? Ne batem? Lasă-i, avem alte treburi, mai toată lumea să trăiască, numai noi doi să nu murim. Bine zis. Cumnatului Rosetti. Sunt fiul Bișetei. Mă numesc Iordache Despa. Vii de la Viana? Da. Am un mesaj confidențial de la un apropiat mie care lucrează în bănci. Ia loc, te rog. Voi fi osteniță. Îți dau să bei ceva. Nu, nu. N-am nevoie de nimic. De altfel, nici nu trebuie să fiu văzut prin București. Stau ascuns la rude. Am și alte misiuni confidențiale. Dă-i drumul. E în legătură cu ostatici aceea. Ce anume? Domnul Wilensdorf avea misiunea de a pune pe o pistă falsă pe Troianov și pe Foad. Adevăratul împuternicit se numește Pater Fortunatos. Pater Fortunatos? Da. Și intră în București mâine, la ceasurile 10, pe la bariera Prahovei. Va să zic că cei doi au fost răpiți degeaba. Te înșeli. Ei sunt pretextul pentru ca austriecii să poată intra la noi. Pe cei doi îi pot sacrifica. Vor să-i omori? Ba bine că nu. Scopul scuză mijloacele. Orice crimă este permisă. Ce încurcătura dracului, domnule. Mai ai ceva să-mi spui? Doar atât. Acum trebuie să dispar. Nu mă știi? Nu m-ai văzut? N-ai auzit de mine. Bine, bine, bine. Nici o grijă. Țăgă, hai să ne tragem lângă tarabe.
Fii cu ochii în patru ca cu apă, Redeivos. Urecheature, dă-te vie că mi se pare că dăm de drag cu... Taman acum, la spartul târgului. Hai! Ce facem? Ne batem? Am vrut eu să mă bat vreodată. Te-aș bate doar pe tine. Dar dacă e nevoie, mă turăm piața cu ei. Mm-hmm. Poftim, asta e. Ce le-am făcut? N-ai încotro. Sunt aici. Arestați-l! Vrați-l! Băieții, e obosiți. Așa e dacă beți prea mult. Duceți-vă la baia celălalt, că e un cosit de ostași și comandirul lui Spirache și-i bat cu pietre! Hai! Stânga împrejur! Pasă legătă! Stânga împrejur! Păi să lăsați-i seama mea! Ia veniți în coace, mă! Veniți în coace, mă! Hai, documentele! Prezentați documentele! Asta ce-o mai fi? Ce să fie, noroc? Ăștia vă puneau pielea pe băț. Au primit ordin să tragă în plin. Ce va veni să ieșiți în târg de cuzorie? N-aveți somn? Ca și tine. N-ai auzit că mai sunt câteva ore până trebuie să predăm consulului austriac pe cei doi ostateci? Știu și am mai aflat ceva. Veniți cu mine. Voi ăștia, luați-vă caii și veniți cu mine! Buză, ia caii! Zi! Pe la 10 ceasuri, prin bariera Prahovei va intra adevăratul împuternicit al băncilor vieneze. Cum îl cheamă? Îl cheamă Fortunatos. Fortunatos, am un plan. Ocolim bariera și ne întâlnim la primul han. Davos, să vii. Am nevoie de tine, hai! Bună dimineața. Azi e cea mai grea zi a domniei mele. Agavilara unde e?
E în anticameră. E palid ca un mort. Deci n-a făcut nimic. Și la 11 ceasuri se va înființa aici consulul Austriei să-mi ceară ostaticii. Fortunatus. Vite. Vite. Indian de recuce. Asta-i pater Fortunatus. Căleașca asta de Viana. Au făcut schimb de calești. Ieșirea din codrul Vlăsiei. Au văzut că am schimbat calașca. Și ce? Ne așteaptă la codrul Vlăsiei. Ținte după mine. Oamenii lui Troianov ne urmăresc. Stai în găzii, Aus. Indian de recuce. Bite. Fortunatos? Mână se bariera prahului! Părințele, după cum vezi, iepurele nu-i numai fricos. E și prost. Capai. Minte ce-ți mai trebuie. Te-ai dezgârgat. Hai mână. Spre bariera Prahovei. Hai. Apropie-te. Ei, ți-ai ales felinarul de care să te spânzurească pe la prânzișor? Îți fac slujbe cu mitropolitul ca oricărui demnitar sau te invit să stai venele în baie ca Seneca? Alege!
mâna mea dreaptă. Poftim? Orașul e în surbă, poporul în stradă. Trupele așteaptă la graniță. Ce ai de spus? Maria ta, ia în viață. Te-am slujit cu credință, dar n-am avut noroc. Și crezi că mărturia domniei tale ne ajunge? Crezi că-mi ține de cald? Mă sile să cer o amânare consulului Austriei. Pentru că poliția dumitalei e chioară, e oarbă, besmetică, neputincioasă. Pot eu să mai dorm liniștit de acum încolo? Maria ta, am făcut tot ce-i omenește posibil. Stăm pe un cazan. Spionii mișună în jurul nostru, căuzașii și-au ales bine momentul. Păi sigur că da. Peste o oră vor fi aici. Nu se mai ascund, se simt tari, se simt puternici, călare pe situație. Ce să fac? Să scot tunurile în stradă, să trag în popor? Ori să mă urc în trăsură și să iau drumul exilului? Ce sfat îmi dai? Maria ta, să cerem ajutorul turcilor. Ești nebun? Uiți că asta ar îndemna și pe ceilalți să facă la fel. Chipurile să ne ajute să scăpăm de Osman lui. Numai pronia cerească ne mai poate ajuta. Crezi că mai există vreo șansă? Și când spun asta, mă refer la soarta celor doi ostateci. Doamne, există o singură cale. Să-l căutăm pe Mărgelatu. Oh. El ne poate duce la ostateci, are un miros special, e făcut pentru așa ceva. Păi atunci ce mai aștepți? Pleacă și întoarce-te cu el. Dacă e nevoie, apără-i viața. Ce să faci, trebuie să te faci frate cu dracu ca să treci puntea. Hai! Herzlich willkommen. Danke schön. Wir haben Sie erwartet. Die deutsche Pünktlichkeit. Ja, schöner Park. Ja, freilich, schön. Ich möchte spazieren gehen. Ja, ja, bitte. Danke, ja, natürlich. Ja, danke. Die Koffer, bitte. Kutscher, ja. Die Koffer. Wie war die Reise? Oh, eine wunderschöne, abenteuerliche Reise. Aber darüber sind wir. Jedenfalls, ich war glücklicher als Herr von Sins. A sosit consulul Austriei. Să aștepte, se grăbește? Audiența e fixată la 11. Per favor. Repede, 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 îmbarcarea, ia spălăm putina. Ce, cum? Ce, cum? Iar te-ai îmbătat mascalțone. Ma cum? Come, come, te-ai îmbătat mascalțone? Primiți cu colindu, nu mișcă nimeni. Care mișcă, gustă câte o mărgică din rămurica asta de măslin cu obțiv care umblă singură. N-are piedică. Tâcă, da. Ia în primire. Aha. Doamna, e indispozată. Noi am vrut să-i scăpăm de briganzi.
A vrut să scăpăm de briganzi. Si, si. La vita e una merda. Ma che merda. Ura! Danke. Pater Fortunatus. Von Willenstorf. Persa, dacă mișcă, îi faci sită. Leagă-i pe toți trei și pune-le călușul în gură. Bite. Bite. Poruncește, Maria ta. Acum pot să-l poftești pe domnul consul. Că votre altesse reçoive mes hommages. Que dois-je rapporter au gouvernement de sa majesté impériale? Soyez bien tranquille, monsieur le consul. J'espère qu'en quelques moments, la situation sera éclaircie. D'ailleurs, il n'est pas encore 11 heures. Veuillez entrer. Incroyable. Ah, oh, mein lieber Freund. Ich hoffe, dass Ihnen nichts passiert ist. Oh. Ich war sehr besorgt. In der verflossenen Nacht war ich in Ihrer Nähe, sogar im Gebäude des österreichischen Konsulats. Aber darüber werden wir noch in dieser Nacht sprechen. Oh, Altesse, excuse, je ne peux pas manquer l'occasion de vous présenter notre sauveur, Monsieur Pater Fortunatus. Maria ta. N-ai să-mi spui că dumnealui e Pater Fortunatus. Domnule, noi doi parcă ne-am mai întâlnit. Am un arav, Maria ta. Să mă bag în cele mai încurcate treburi. Asta se numește soartă. Dacă n-aș ști că lucrezi pentru frăție, te-aș decora. Și te-aș face ofițer în armata mea. Ce zici? Agă, Vilara. Un comandir ca el mi-ar trebui. Și încă cum. Comment saviez-vous qu'il s'agit de deux personnes? Oh, les fenêtres de mon palais sont tellement larges. Maria ta, permiteți-mi să ofer, reconstituit, acest colier de turcoaze, frumoase domnișoare Ursula Willensdorf. Bitte. Oh. A sosit domnul Pater Fortunatus. Nu mai înțeleg nimic. Altesse, je vous apporte les hommages de sa majesté impériale. Fiți binevenit. Mon ami, je vous remercie encore une fois. Alteță, vă datorez o explicație. M-am dat drept Pater Fortunatus pentru ca să evit răpirea celui de-al doilea împuternicit al împăratului Austriei. Ah, bun. Bravo. Dezleagă-i, scoate-le călușele din gură. Ah!
Cu voi doi mai am o socoteală. Dar mai întâi să vă scot din buda asta. Buză, bagă-i în sat și cară-i în caleașcă. Danke. Hai. Thank you.